Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu cărțile pe față. Ne aflăm de această dată în pădurea Paradisului, așa cum a imaginat-o artistul Mihai Țopescu, aici, la marginea drumului care leagă orașele Târgu Jiu și Râmnicu-Vâlcea. Manifestul artistului a îmbrăcat în ultimii 4 ani diverse forme pentru a pune lumii în care trăim întrebări care să conteze. Domnule Mihai Țopescu, un interviu clasic conține întrebări și răspunsuri. Am văzut însă motoul dumneavoastră că arta nu răspunde, ci arta pune întrebări, așa că m-a spus puțin în dificultate și mă gândeam să povestim împreună despre artă și despre parcursul artistic al dumneavoastră, parcursul artistic al artistului sticlei Mihai Țopescu, așa cum erați cunoscut până acum vreo 7-8 ani, devenit apoi parcursul artistic al artistului pur și simplu Mihai Țopescu, pentru că ați depășit granițele unui anumit material în încercarea aceasta de a vă exprima intențiile artistice și pentru că suntem aici, în locul acesta pe care l-ați imaginat și l-ați numit Pădurea Paradisului, vă propun să începem ca într-un roman de astăzi, nu cu începutul, ci cu anul în care s-a produs primul episod al manifestului. E vorba de anul 2014-2015, când am început să fac tot felul de instalații mai mici, așa, de unul singur, școlă, dar cele mai importante instalații manifest au început, cred că, 2015, când m-am folosit de elemente colorate, cum le spun eu, fie pari, fie cilindri, fie... dar care erau colorate și le-am montat, le-am fixat, le-am pus în mijlocul unui lac, le-am pus pe malul Mării Negre, m-am dus cu ele pe vârful muntelui când era zăpada de un metru. La Rânca, nu? La Rânca. M-am dus cu ele pe nu știu ce dealuri. Toate aveau un scop. Land art s-a făcut și se face peste tot, de când lumea. Implicarea dar ceea ce am făcut eu, acest land art cu manifest, cu implicarea artistului în societate, ca un protest, unde artistul când face un lucru, nu-l face numai de dragul de a-l face și de a fi vizibil, ci nu. Ce am făcut eu a fost un proiect de activist, să spun, al mediului. Pentru mediu. Deci land art-ul meu, de-aia s-a și intitulat Manifest, Manifest pentru natură. Fie că eram pe lac, manifest pentru lacuri curate, că eu fiind pescar mergeam și vedeam tot ce se întâmplă, gunoi aruncate peste tot, manifest pentru o mare curată sau oceane curate, pentru că se deversează din vapoare tot. Se spală vapoarele în măr și toate rezidurile ajung la mal sau pe fundul lacurilor. Manifest pentru aer curat, m-am dus pe vârful muntelui, unde am avut niște imagini extraordinare, pentru că acolo, într-adevăr, aerul este foarte curat, are fiat, imagini superbe. Ei, și încet, încet, trecând prin zona aceasta, care este vizibilă, dar nimeni trece pe lângă ea și nu o observi. Exact cum trec oamenii pe marginea unei păduri sau pe marginea unui lac și nu-l observă. Li se pare ceva normal. Eu am venit în zona asta și am spus, aici trebuie să fac un proiect de anvergură, un proiect serios, un proiect care să aibă vizibilitate. Și l-am legat de
acest proiect l-am legat de acest manifest împotriva defrișărilor abuzive din România. Nu împotriva tăierilor. Peste tot se taie pădurile, e normal, trebuie curățate, aranjate, dar defrișările acestea masive care au avut loc și încă mai au, cred, m-au determinat să fac acest proiect aici și în această pădure. Bineînțeles, cu ajutorul proprietarilor. Nu sunt eu proprietarul acestei păduri, sunt patru familii cărora le mulțumesc și ei au fost de acord și au acceptat. A zis, domnule, este un lucru extraordinar pentru că cineva se implică împotriva acestor, între ghilimele, oameni care, acești oameni care, iresponsabil sau responsabil, au început să distrugă pădurile, să le defrișeze. De-aia am găsit locul acesta, un loc vizibil la stradă, oamenii să-l vadă, să oprească. Deci aici pot să spun că sunt două lucruri. Este odată implicarea mea ca artist și unde am creat un tablou. Deci este o lucrare, în primul rând, o lucrare de artă, land art-ul, unde am creat un tablou cu aproape 600 de arbori colorați în diferite culori. S-a creat un tablou în aer liber, în spațiu, dar totodată am creat sute de tablouri în interiorul tabloului, pentru că în funcție de cum te miști în interior, descoperi alte tablouri, în funcție de așezarea ta în acest spațiu. Avem și câteva cuiburi, nu? În cadrul proiectului. Avem și această ultimă intervenție din vara aceasta, în care ați vrut să ne reprezentați umbra copacilor tăiați. Da, este de fapt utopia, dar să încep cu cuiburile. Cuiburile erau crângile care le-am folosit de la curățirea copacilor a zonei. Erau crângile rămase, le-am colorat și am spus hai să le pun și pe ele ca imagine plastică. Și am pus vreo 5-6 cuiburi, nu mai știu exact, în zonă, în pădure. Iar această instalație care o vedeți aici se intitulează Utopia și am vrut să facă parte din proiect. Utopia înseamnă pentru noi copacul care a fost tăiat și a rămas umbra colorată pe umbra copacului, a rămas pe pământ, dar umbra colorată. Am făcut împreună cu acest proiect împreună cu colegii de la Târgu Jiu, pentru că nu am avut finanțare, nu are rost să mă plâng și nu are rost să mă arunc cu pietre în cei care au promis că mă ajută și până la urmă nu. Dar noi, artiștii din Târgu Jiu, Vasile Fuiorea, Arman Land, Epure Bogdan și Bânde Adrian, am lucrat, veneam de la Târgu Jiu dimineața pe răcoare, lucram, am adus pietre, am adus culoare, nisip, tot, am făcut acest proiect din dorința totuși de a continua acest proiect în cadrul Pădurii Paradisului. Pentru că este un punct, nu mă așteptam, sincer, vă spun și acum, nu mă așteptam să fie așa de vizitat. Mai ales anul acesta, cred că, nu știu, era aici ca la Meca, lume, pentru că fiind perioada cu coronavirusul acesta, oamenii nu s-au mai deplasat în străinătate și au început vizita în țară. Și turiștii care treceau spre Transalpina sau care știau despre proiect se opreau aici.
atât de multă lume nu am văzut niciodată, sute și sute de turiști. Și m-am bucurat pentru că mulți au conștientizat, mulți, pentru că am pus și niște panouri în care informam pe turiști care este scopul acestui proiect. Nu este numai unul de ca parc de relaxare, ci este și un proiect cu o anumită trimitere, ca un manifest împotriva defrișerilor. Foarte mulți au înțeles, mai puțin nu au înțeles. Din contră, în fine, nici asta nu sunt lucruri de lăudat, gunoaiele și mizerile care le arunc aici. La fel nu este de lăudat și nici de criticat, că suntem în România. Refuzul oficialităților, administrații și locale și naționale de a face o parcare aici, pentru că sunt zeci și zeci de mașini, sunt perioade când zeci și zeci de mașini opresc pe marginea drumului și nu au unde să parcheze. Nu sunt coșuri de gunoi, nu vine nimeni să strângă gunoaiele. Am făcut voluntariat destul de mult împreună cu colegii, adunam saci de gunoaie, dar nu pot să vin în fiecare săptămână să faci. Vorbeați despre un fel de marcă, nu, a proiectului Manifest, grupul de pari colorații, și ați amintit locurile pe unde i-ați pus. Ei au fost și într-o expoziție la Palatele Mogoșoaia, au fost și la Veneția, dacă nu mă înșel, au fost și la Lisabon, Europalia, și Europalia în Belgia. Da. Mă feresc să pun întrebări, adică doar vă provoc să povestiți. Da. Impactul vizual și mediatic a fost atât de puternic încât anumite posturi de televiziune și din țară, dar și din străinătate au preluat imagini de aici. Nu știu cum se numește, media, pe Facebook-uri, pe, nu știu, tot felul de... Pe internet tot felul de grupuri. Pe Google au apărut imagini, sunt mii, zeci de mii de imagini. Am înțeles într-o publicație de turism că pădurea este pe locul 2 cea mai fotografiată locație din România. Un lucru extraordinar. Acest manifest din pădurea Paradisului l-am transformat în lucrări de spațiu pentru spațiu public, pentru ca un fel de proiect sculptural în spațiu public. La Mogoșoaia am avut 100 de piese de 6 metri înălțime, colorate, unde copiii, oamenii se puteau plimba printre ele, printre aceste piese și se bucurau. Aceeași lucrare am avut-o la Veneția, la Lisabona și nu succesul. Și la Europalia. Și la Europalia, care a fost punctul culminat la Château de Belley, lângă Bruxelles, într-un spațiu extraordinar unde vechiul castelul, unde vechiul s-a îmbinat foarte bine cu nou. Trebuia anul acesta să plec cu proiectul acesta de 100 de piese înalte de 6 metri, să plec la Bruxelles în cadrul Bienalei de Sculptură în spațiu public, dar dacă așa a fost condițiile cu pandemia, nu s-a putut, s-a amânat până la anul. Tot anul ăsta trebuia să fiu la Veneția. Am fost finalist la Arte Laguna, unde trebuia să fie o expoziție la Arsenale. Și eu eram finalist cu o barcă făcută de mine și pe care sunt montați acești pari. Este vorba despre piesa care se află acum în expoziția de la Târgu Jiu? Da, da, da.
Vorbeați despre land art, despre acest curent artistic apărut undeva în anii 60 ai secolului trecut și care este caracterizat prin intervenții artistice în mijlocul naturii. Criticii v-au și racordat la acest context, unii dintre ei, alții s-au îndreptat mai degrabă către latura artistică a proiectului dumneavoastră. De exemplu, Cătălin Davidescu spunea că vede acest proiect al dumneavoastră mai degrabă ca pe un manifest împotriva fetișizării obiectului artistic și a racordării acestuia la o realitate, fie ea oricât de pregnantă. Ce mă interesează mai mult este cum se întâmplă nașterea unei idei artistice, cum de la sămânță la cum răsare, cum se coace, cum vin roadele. Să începem cu început. Eu de obicei lucrez pe cicluri, pe etape. Pe proiecte ample. Da. Și un ciclu la mine nu durează mai mult de 5 ani, pentru că dacă nu în 5 ani de zile nu ai spus ce ai de spus, nu are rost să mai continui. Dar eu cam în 5 ani de zile reușesc să-mi termin conceptul artistic. Ei, în momentul când am renunțat la sticle, nu că am renunțat, am spus stop, nu mai am ce spune, sau am lucrat cu sticla, prin venele mele curge sticlă, nu mai curge sânge. Știam toate secretele, m-am jucat cu sticla exact ca un copil cu toate jucăriile care le are la dispoziție. Pentru mine nu mai era un secret sticla. Am început să lucrez ca artist vizual, nu numai artistic clar. Și am fost invitat, am primit o invitație să fac o expoziție la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoara. Și am zis, bun, ce fac la Palatele Brâncovenești? Ce expoziție să fac în sălile? Și mi-am propus și am făcut în 2013 prima expoziție Sacrificiu. Am avut Sacrificiu Brâncovenilor, pentru că eram în spațiu Palatele Brâncovenești. Am făcut Sacrificiu Femeii cu Ana Lumanole, o altă temă, în sălile respective. Și o temă la care țin foarte mult, Sacrificiul Artistului, acea video-instalație. Am lucrat la acest ciclu tot așa, aproximativ 4-5 ani de zile, dar între timp am dezvoltat următorul ciclu, după Sacrificiu. Adică în timp ce lucrați încă la Sacrificiu, gândeați deja... Speranța. Și am făcut o expoziție foarte interesantă, de la Sacrificiu la Speranță. Expoziție care a, tot așa, am itinerat-o la Timișoara, la Viena, Veneția, în fine, nu mai știu. Și... Da, mi se pare... Trecerea de la... Frumos că nu vă amintiți într-un fel, pentru că sunt artiști care își îndosariază așa cu acribie fiecare apariție, Doamne, dar nu cred că în CV-ul meu nu mi-am pus nici 10%, pentru că nu mi-ar trebui un catalog. Da. Și până la urmă opera trebuie să vorbească despre artiști și nu acea listă de... Exact. Și în timp ce lucram la Speranță, am spus ce înseamnă. Deci e Sacrificiu, Speranță, și după Speranță înseamnă bucurie, înălțare. Și bucuria, cum o pot găsi? Și așa a apărut această temă cu pădurea colorată. Nu ca o înălțare, ci ca o bucurie. Eu voiam niște piese înalte care să le coloresc, în care oamenii să se regăsească, să bucure de culorile. Așa cum spunea Adrian Guță, eu am
am adus fovismul din muzeu, din atelier în natură. Iar Buga, un alt critic de artă, un prieten și eu, spunea că am reușit prin această creație, să zicem, acest land art cu pădurea paradisului, că de asta ei se spune și pădurea paradisului sau pădurea colorată, am reușit să creez un templu al culorii, al liniștii. Asta înseamnă înălțarea pentru mine, bucuria. Deci am cele trei cicluri. Sacrificiu, speranță și bucurie sau înălțare. Efortul acesta de a pune culoarea într-un anumit fel până la un anumit punct, pentru că totul e dozat aici până unde se ridică culoarea, este o facere pe care o vedem cu toții. O trăim aici și sunt tot felul de oameni în distribuție, sunt câțiva artiști din Târgu Jiu, așa am înțeles. Suntem noi de la București care suntem comentatori de artă, sunt echipe de filmare care au ochiul format, deci alți profesioniști a imaginii și vedem efectele deja pe șosea, că ieri s-a pus problema să semnalăm antiaccident, pentru că lumea nu înțelege, efectul e deja, se simte, se oprește lumea a întrebare și a miracol. Și e de fapt un miracol între natură și cultura culorilor. Am participat activ și am colorat un copac în albastru și alte câteva culori, dar aș vorbi mai degrabă de tot ce înseamnă zona inițiatică a culorii și a mesajului cald pe care Mihai Țopescu îl dă. Gândindu-mă la efectul acesta al pădurii și al zonei de clar-obscur în care suntem prinși, Mihai Țopescu reușește să ne aducă într-un grad prietenesc al bunei ființe, a căldurii, a stării de spirit în care dintr-o dată cădem într-o bună plasă a sinelui. Iar pădurea, prin toate deșteșurile sale, reușește într-un fel să ne uimească exact prin respectiva căldură și prin respectivele culori. Sunt de mult alături de Mihai Țopescu. Mi se pare că odată cu acest proiect Mihai Țopescu aduce o nouă viziune în arta sa. Practic este o schimbare de paradigmă. Iată-ne aici într-o altă perspectivă asupra narativului lui Mihai Țopescu. El iese din atelier, iese din acea viziune intimistă și aplică culoare pe copacii pe care noi îi vedem în jurul nostru. Și nu numai pe un copac, ci pe 400 de copaci și invită prietenii din zona, din sfera artelor plastice, fie critici, fie pictori, sculptori, graficieni, dar și pur și simplu voluntari care au dorit să aplice culoare pe acest copac ca un semnal de alarmă asupra faptului că există defrișări masive, practic este un semnal de alarmă pe care și o implicare pentru prima dată, spune eu, din istoria intervențiilor lui Mihai Țopescu, o implicare socială în arta sa. Mă bucur că sunt contemporană cu Mihai Țopescu. Din punctul meu de vedere, a fost
o intervenție mică, chiar mică, pentru actul atât de mare, un act uriaș, un act artistic conceput de Mihai Țopescu. Sunt fericită că am putut să dau și o mână de ajutor. Această vopsea este o vopsea ecologică, nu afectează viul și timpul va demonstra. Spiritul ludic, omul ăsta s-a jucat, se joacă. Așa a ajuns la semnul plastic al copacilor colorați. Dacă fovii au pictat copaci în alte culori decât cele reale și au apărut galben, oranj, roșu și așa mai departe, Țopescu a făcut pasul următor. Adică a readus natura pictată în natură. Deci e un lanț așa al intervențiilor plastice și asta a făcut. Aș zice eu. Îl felicit pe colegul nostru care și-a permis să intervină în natură și să comencească un proiect de anvergură asta. Și am înțeles că este un work in progress, că avem deja astăzi o altă intervenție, o intervenție care se va extinde și care probabil că va crea un impact vizual și emoțional și mult mai amplu decât vedem acum. Trece lume, este totuși un drum național, nu se poate să nu-l vezi, nu se poate să nu te oprești, pentru că am marcat locul și l-a pus pe harta culturală a zonei și a României. Sunt niște crengi, dar sunt colorate și pe care fetele le vor porta. Voi face acele fotografii. Fotografii vor fi alb-negru, doar crengile vor fi colorate. Operă de artă poate fi citită nu pe mai multe paliere. Există palierul acesta al notei de protest, militantiste. Dar și acest palier. Vorbim acum despre, nu știu, niște realități fundamentale, despre niște raporturi fundamentale, despre creație, despre creator, despre felul în care ne raportăm. Se raportează omul și artistul la toate lucrurile astea. Despre opera mea și despre ceea ce am făcut aici, despre această pădure paradisiatică, sau că dacă intri pe internet vezi tot felul de denumiri. Da? Mi-e mai greu să vorbesc. În general despre opera mea, de-aia și motto-ul meu este arta nu pune întrebări, arta nu dă răspunsuri, arta pune întrebări. Deci mi-e greu să vorbesc despre, las, să zic eu, istoria, las criticii, indiferent că sunt prieteni sau să vorbească. Eu pot să vorbesc doar despre o cronologie a activității mele, cum am ajuns. Pentru că arta majoră nu se face stând pe terasă, uitându-mă la lună și a doua zi, gata, îmi vine ideea. Nu. Există o relație, o legătură de la lucrare la lucrare. Chiar de la ciclu la ciclu? Chiar de la, exact. Și numai lucrând poți să descoperi. Dacă nu lucrezi, nu-ți vine din... Dar numai lucrând, descoperi. Bârâncuș spunea foarte clar, lucrurile nu sunt greu de făcut. Totul este să te pui în stare a le face. Deci totul este să începi să lucrezi și încep, ele vin de la sine. Proiectul acesta manifest este epuizat. Ar trebui să mai continue vreo 2 ani, dacă sunt 5. Sau nu, dacă acum... calculăm și anii dinainte de pădure, e cam pe final. Acum, dacă o să veniți în atelier să vedeți foarte multe proiecte, lucrez pentru proiecte sculpturale în spațiu public. Gândesc câteva lucrări pentru spațiile publice, indiferent că sunt aici, în țară, fie în străinătate. Dar este... Legate tot de acest proiect. Sunt lucrări care
se creează o relație între arhitectură și artă, între starea celui care intră în spațiul acesta sculptural pe care eu îl creez, în funcție de culorile care sunt în spațiul respectiv. O să vedeți în atelier foarte multe proiecte în acest sens. Deci ăsta, următoarea etapă este această temă, este preocuparea mea pentru ansamblul sculptural. Dar tot pe tema aceasta, tot pe aceste elemente colorate. Și, da, am aplicat la foarte multe acum. În perioada asta de pandemie am aplicat la foarte multe proiecte internaționale să văd ce și cum. În fine, dar eu lucrez. Menirea artistului este de a lucra și de a nu face politic. Întorcându-ne la momentul în care ați trecut de la sticlă la alte modalități de expresie artistică, cred că, dacă nu mă înșel, tot Cătălin Davidescu folosea o sintagmă, schimbarea la față, care mi se pare destul de integratoare pentru ce s-a întâmplat. Simțeam nevoia. Momentul ăsta a coincis practic și cu închiderea fabricii, atelierului. Da. Probabil că într-o măsură ați fost și nevoit să renunțați la sticlă. Da. Pe de altă parte, a venit și din interior, cum ați spus, necesitatea aceasta. Dar cred că a fost un moment de cotitură pentru A fost un moment de cotitură și am avut puterea... Și greu, dar și bun. Da, am avut puterea de a spune stop. Simțeam nevoia să fac lucruri pe care... pentru care am fost educat, pentru care am să fac lucruri pentru care lucruri pe care le acumulasem. Eu, având atelierul, aveam foarte mulți oameni cu care colaboram, care lucram în atelier. Eu eram manager. Ceea ce e greu pentru un artist. Nu, n-am putut să rezist, nu puteam. Nu m-am acomodat, nu. Și ce e interesant că eu am reușit să întrerup această activitate cu sticlăria într-un moment când eram sus de tot. În momentul când piesele care le făceam în atelier erau foarte bine cotate și am spus stop, nu. Voi rămâne doar un simplu artizan sau știu, un simplu artist în lumea artelor decorative. Și am spus nu. Cu toate că abusesem câteva expoziții și câteva foarte serioase legate pe tema relației între sticlă și lemn, sticlă și piatră, sticlă și metal. Am reușit prin expozițiile mele, mi-aduc aminte cea de la Cotroceni, o expoziție care a ținut 5 luni de zile. Toate sălile muzeului au fost cu lucrările mele, unde sticla am reușit ca sticla să devină, să facă parte din artele majore, nu artele minore. Dar ați resimțit totuși eticheta asta de... arte decorative, arte minore. Da. Și atunci, în momentul când am făcut expoziția aceasta la Mogoșoaia, la Cotroceni, a fost un impact și cel puțin în artele românești, în artele plastice românești, un impact foarte puternic, pentru că am reușit să trec cu sticla de la sticla ca material de expresie artistică, de la artele majore, minore, la artele majore. Relația dintre sticlă și lemn, sticla este un material rece, chiar dacă e colorat. Lemnul este un material cald. A creat o relație extraordinară. Și atunci când am întrerupt, am spus stop, nu mai puteam să continui.
acolo. Limitează materialul folosit, îl limitează pe artist? Nu materialul, ci ca să să faci sticla, nu se poate. Sticla e foarte greu de făcută, să o faci singur. De unul singur. Ai nevoie de echipă. Ei, și asta sunt costuri foarte mari. Gazul, curentul, angajații cu oamenii cu care lucrez, sunt costuri foarte mari. Lucru care eu nu aveam cum, pentru că nu eram un om de afaceri, educat și crescut în spiritul acesta. Eu eram exact cum sunt și acum, un artist. Fac totul din plăcere. Și aici n-am luat niciun ban pentru proiectul ăsta de aici. Din contră, eu am venit cu bani și cu sponsor, și cu sponsor, tot ce trebuie. Exact. În rest nu am câștigat de pe urma acestui proiect. Pentru că nu am știut, că îmi spunea unul că dacă făceam felicitări și postere și tricouri colorate, nu aveam treabă. Să fac alții, eu nu pot. În fine. Dar e complicată reinventarea asta? Adică mă gândesc că nu e tocmai simplu de la un material la altul. Nu știu, întreb. Nu, pentru un artist nu. Pentru că folosești volumul, folosești culoarea, desenul și dacă le stăpânești, poți să faci orice. Poți să faci performance-uri, poți să faci instalații, poți să faci desenul. O să vedeți lucrări de desen care am fost și tot felul de lucrări de sculptură legate de tema instalații de aici. Deci, și nu sunt întâmplătoare. Desenele care le-am făcut nu sunt întâmplătoare, sunt legate tot de tema de aici. Sculpturile, picturile care le-am făcut în perioada asta, de după ce am întrerupt activitatea cu sticlăria, tot de tema aceasta. Deci, există să... Iar peste 2 ani de zile, peste un an de zile, să spun, la anul, când voi avea expoziție la Craiova, la Muzeul de Artă, voi veni cu niște lucruri care vă vor șoca, dar se leagă. Se leagă, probabil, la nivel de concepție, de idee, exact, artistică. Exact. Deci, nu le faci întâmplă. Lucrurile întâmplătoare sunt lucruri de moment. Sunt lucruri care își pierd valoarea. Sunt lucrurile care acum sunt, mâine nu mai sunt. Așa sunt și cu... Deci, ca artist vizual, ca un scriitor, un artist, un om din lumea, care trăiește în lumea artă, trăiește prin ceea ce face și trăiește atât de intens încât, indiferent, Un adevărat artist, nu artist de weekend, cum spun eu. Și un adevărat artist are puterea, indiferent dacă îi dai numai, îi iei totul și îl pui undeva în vârful muntelui și dai el două bețe, el reușește să creeze ceva. Știi cum, este un arhanghel al lui Dumnezeu care... Menirea lui pe pământ asta este, de a crea. Da, dar știți că, mai ales atunci când au succes, unii artiști rămân, să zicem, la formula care i-a consacrat, pe care o perpetuează, deși, pe de altă parte, trendul general este acesta de care vorbiți dumneavoastră, adică artiștii vizuali de astăzi apelează la toate formulele de expresie posibile pentru a se exprima. Un adevărat artist niciodată nu se ascunde după un succes. Nu se ascunde și își continuă proiectul ăla, nu că ăsta a avut succes, nu. Menirea ta este să descoperi, să lucrezi, să descoperi și să oferi ceea ce primești și ceea ce ai acumulat un timp. Un artist... nu este un artist adevărat, că eu încerc să fac diferențe, că așa sunt mii de artiști sau milioane de artiști în lume. Dar trebuie să fie un artist, este ales, cum s-ar spune. Nu oricine poate să... Restul sunt exact ca o piramidă.
vârful e sus și restul, baza este mare, formată din artiști mai mici, mai mari, mai mari și mai mari și mai mari până când se ajunge la geniu. Deci, adevărații artiști nu se uită la succes, nu se uită la câștigurile de moment, ei își văd de treaba lor. Nu. Adevăratul artist este un ales, spuneți, și asta ne amintește cumva de formula romantică, dar trebuie foarte multă muncă. Fără muncă. Păi adică tot așa Brâncu spunea, să muncești ca un sclav, să comanzi ca un rege, să gândești ca un zeu. Deci trebuie foarte multă muncă. E genial, Brâncuș, poate, doar prin spusele lui și e deja geniu, nu prin opera. Dar trebuie foarte multă muncă și dacă nu lucrezi tot timpul, dacă nu exploatezi și nu e de ajuns, mai fac o paranteză, nu e de ajuns să stai în atelier să lucrezi. Unu, lucrările tale trebuie să circule. Dacă nu sunt văzute, nicio șansă. În România, România are artiști de o valoare extraordinară. Dar nu avem manager și nu avem educația vânzărilor. Nu avem curatori care să reprezinte artiștii în străinătate. Trebuie artistul și să fie la curent cu ce se întâmplă pe plan mondial? Deci, odată, lucrările trebuie să circule foarte mult pentru a fi văzute și, doi, trebuie să circule el. Nu e de ajuns numai pe internet, că acum ai posibilitatea, dar trebuie să circul tu în lume, să vezi muzee, bienale, mari expoziții, documenta, cum să spun, eu din 90 până în prezent, poate și înainte, am văzut toate edițiile de la Veneția, bienale de la Veneția, am văzut documenta de la case, adică lucruri pe care foarte, foarte mulți, nu artiști, critici de artă, nu au avut ocazia. Trebuie să circul, să vezi care este trendul, unde se îndreaptă arta, Care sunt întrebările pe care le pune lumii de astăzi, nu? Da. Și tu în atelierul tău atunci trebuie să stai să meditezi, să spui stop, direcția asta nu e bună, sau stop, ceea ce fac au făcut alții. Sau... Și n-are rost să repet. Exact, da. Cum sunt acum, după succesul lui Ghenie, tată, s-au înmulțit ghieniștii extraordinari. Nu, tu trebuie să mergi pe drumul tău, de exemplu, un land art. Dacă intri pe internet, vezi foarte mulți artiști implicați în acest proiect de land art. Din întâmplare, de exemplu, am văzut o zonă, o pădure, să zic, colorată numai în albastru. Un artist care lucrează cu albastru, nici nu mai știu cum îl cheamă, cred că este un egiptean. Cineva mi-a trimis link-ul și, într-adevăr, un alt artist, egiptean sau grec, nu mai știu, a făcut și el, dar nu știu dacă o pădure, ci un rând de copaci în albastru. E aerul timpului cumva. Da, circulă nu informația, ci poate informația la nivel mental sau nu știu cum să spun. Unde informația circulă și fără să vrei. Eu am venit cu aceste, de exemplu, pădure aici acolo, am făcut o colorată după ce am făcut paria aceea colorați. Și primul am uitat să vă spun, primul gând când am început eu să colorez, au fost niște pari de vie. I-am și acum, care am vrut să-i pun într-o vie la cineva, într-o localitate aici. Trecând de multe ori cu mașina. Par de susținere ai rândurilor. Da.
când s-a uscat via au rămas pari și erau atât de spectaculoși, alb-negru, grafic, și am zis, ce-ar fi dacă i-aș colora? Cum ar arăta? Am cumpărat pari, i-am colorat și cu ei m-am deplasat și am început să fac tot felul de proiecte. Încă n-am ajuns să-i duc parii să-și pună în vie, dar o să-i duc când termin proiectul. Îndreptându-ne către un final al discuției de astăzi și știind că sunteți foarte direct în a vă spune opiniile, vorbeați la început despre impactul pe care l-a avut asupra oamenilor obișnuiți, cum s-au bucurat de tot ce au văzut aici. Și plecând de la asta, aș vrea să dezvoltați ideea asta, cum este perceput în societatea noastră de astăzi artistul. Ce trebuie să schimbăm, ce trebuie să facem ca rolul lui ca să fie mai puternic, ca el să fie privit așa cum se cuvine, așa cum se întâmplă în alte părți ale lumii. Sincer, nu sunt eu în măsură să dau lecții, dar sunt în primul rând trebuie să luăm exemplu celor unde societățile sunt foarte bine puse la punct, unde artistul este respectat, unde artistul are un cuvânt de spus în societate. Și în primul rând vorbim de artistul vizual. Ceilalți nu pot să vorbesc despre ei. Care are un statut mult mai fragil decât un actor de teatru, de exemplu, sau un solist de operă. Un artist în România, în primul rând, trebuie ajutat. Ministerul Culturii trebuie să investească foarte mult, foarte, foarte mult în artă. De ce spun asta? Pentru că exact ce acum peste tot se vorbește de declarația lui Churchill, care în timpul războiului, când nu mai avea finanțe, ministrul de finanțe s-a dat și a zis, ce facem, de unde luăm banii? Tăiem de la cultură. Și atunci el a spus, atunci pentru ce mai luptăm? Aș vrea să vă mai întreb și la nivelul omului obișnuit, ce s-ar putea face ca să se schimbe cumva percepția? Pentru că trăim în societatea asta de consum, societatea axată pe divertisment și oamenii se îndreaptă foarte tare spre divertisment, pentru că, nu știu, așa sunt educați sau direcționați până la urmă. Hai să fim corecți. În primul rând este vorba de educație. Deci de acolo trebuie să se pornească lucrurile. Exact. Dar nu există educație, nu ai nicio șansă. Cunosc oameni care n-au intrat nu într-un muzeu, într-o galerie de artă. Sau n-au citit o carte. Eu spun vorbesc de artiști. De lumea artelor vizuale. Dar vin și își dau cu părerea. Sau ei hotărăsc ce se întâmplă cu artele vizuale. Sunt în funcții, puse în funcții din acestea importante, care dirijează fondurile sau știu. Deci sunt lucruri atât de triste. Deci ar fi odată lipsa de educație și în al doilea rând media. Fie că televiziune, radio, nu știu, care pentru câștigul de moment se prostituează, între ghilimele, acceptă orice. E greu, că spunea cineva că eram foarte trist cu pădurea asta aici, că sunt foarte multe mizerii, oamenii aruncă, cu toate că am pus tot felul de anunțuri, tot felul de afișe, nu aruncați gunoiul, nu dați mâncare la câini, nu știu, în fine. Și totuși pădurea e plină de mizerie și să nu mai spunem în jurul ei. Și cineva îmi spune, maestre, stai liniștit, ai văzut ce făceau pe coloana infinitului, că o zgâriau tot timpul. Sau mai bine că n-au făcut grafiti pe coloană, așa că la tine nu e nicio problemă. Deci asta este educația maselor. Tot ce este gratis este la dispoziția maselor să facă ce vrea.
Pe atunci poate ar fi mai bine și galeriile de artă să aibă niște bilete de intrare când sunt expoziții. Mă gândesc, poate că atunci ar fi mai apreciat. Da, e adevărat. Iartă. Aici mai e o problemă, că într-o galerie de artă interesul tău este să și vinzi. Și atunci... Bine, acesta era doar un exemplu, vinzi, așa. Da, că... să și vinzi. Și menirea unui artist și a unei galerii de artă este și de a educa. Și de aia lași liber să intre, să vadă, să zică, bă, e altceva. Și, dar... Om trăi și om vedea și... Arta nu dă răspunsuri, arta pune întrebări.